bun găsit, dragii mei! Astăzi este miercuri, 3 aprilie. Aseară a fost ger, pentru că a înghețat apa și când am intrat dimineața în seră erau 0 grade aici. Așa că am avut neplăcuta surpriză să constat că roșiile mele au cam murit. Sunt acele roșii curbate pe care le-am repicat prima dată și arătau foarte bine data trecută, dar din păcate na, a fost prea mare frigul și așa cum era de așteptat. Bine, n-au murit chiar toate, văd că au mai rămas câteva și pe acestea le voi proteja mai bine. Mă voi gândi la soluții mai eficiente să le protejez și să eventual să le plantez pe acestea dacă vor rezista, desigur. Avem 2, 4, 6, în jur de 10 plantuțe încă în picioare. Restul nu mai este nimic de făcut, nu cred că își vor reveni, pentru că eu zic că au degerat deja. Nu cred eu că mai reveni. Nu știu, rămâne de văzut. Trist este că astăzi chiar mă pregăteam să le fac o infuzie de urzică, pentru că aveam urzică uscată de anul trecut și vreau să le fac o urzică, să le hrănesc un pic, pentru că erau cam galbene, după cum putem observa. Avem câteva frunzulițe galbene. Dar, ok, mergem înainte. Roșiile din răsadnița încălzită cu bălegar de cal au fost bine protejate. Eu am avut inspirația să acopăr geamul cu o pătură, pentru că dacă nu-l acopeream cu pătură, îngheța și geamul. Am văzut afară la urzici, mai avem acest frigider reciclat în care vă amintiți am pus urzicile și geamul acela era pur și simplu înghețat. Norocul meu a fost că am avut inspirația să le acopăr atât paulonia cât și roșiile. Am acoperit geamurile cu pătură pe fiecare în parte. După cum putem observa, cam un sfert din roșii le-am repicat în urmă cu câteva zile și ce nu a supraviețuit, pentru că au supraviețuit cam 60%, restul a trebuit să le schimb. Fiind mai micuțe, le-am repicat mai micuțe și fiind și mai subțiri, pentru că le-am pus mai des, din lipsă de spațiu, nu de altceva, am fi putut să le punem în tăvi, pentru că avem suficiente tăvi. Avem acolo foarte multe tăvi, dar, din păcate, nu avem spațiu unde să le punem. Să fi pus fiecare sămânță în alveolă, sigur că da, ieșeau mult mai viguroase, mai frumoase, dar, din păcate, noi nu avem acel spațiu, de aceea am preferat să facem școală, răsadniță, de roșii. Astea sunt cele pe care le-am pus în găleată prima dată, prima tură. S-au lungit, s-au curbat, dar dacă nu venea gerul, sunt convinsă că ele se dezvoltau foarte bine așa curbate, pentru că eu am mai avut și în anii trecuți puse așa și au făcut roșii frumoase. Nu le-am plantat așa, până la prima frunzuliță, cum toată lumea indică. Nu, noi le-am plantat așa curbate în pământ, cu tulpină, cu tot, și am lăsat doar vârful. Doar atât am lăsat afară. Și restul tulpinii, chiar dacă era curbată, am băgat-o în pământ și ea s-a transformat în rădăcină. Crescând chiar foarte viguroase, foarte frumoase. Și cu fructe foarte gustoase și foarte mari. Deci nu este o problemă dacă roșiile sunt curbate.